Doamnelor și domnilor, din nou bună seara și bine ați venit la sportul Rancu Schermeșului Lugoj, acolo unde se discută scopul pentru intrarea în finala campionatului național între cea mai frumoasă echipă din România, CSM Lugoj și CSM Târgu Ovise. Înainte de începerea partidei, vă rugăm să vă ridicați în picioare pentru imnul național al României. Această seară este arbitrat de o brigadă internațională, cel are ca arbitru 1 pe Paul Savo Alexi din Oradea, arbitru 2 internaționalul Tudor Pop din Cluj-Napoca, observator din partea Federației Române de Volei Gheorghe Mitrașcă din Zalău, asistența linie Claudiu Avramoiu, Traian Ciunca, foaia electronică Bogdan Bota, scorer Roxana Calance, tabela Viorel Popa, medicul trecerii Dan Piciovan, iar director de concurs, Marius Maier. CSM Târgu Ovise, echipament albastru portocaliu, de vedere cu numărul 3, Rodica Buteret. Numărul 7, Mira Todorova. Numărul 8, Ilka van der Weyer. Numărul 10, Ana Bielița. Numărul 14, Iovana Mirosavević. Numărul 15, Denisa Ionescu. Libero. Numărul 13, Alexandra Ciucu, antrenor principal Giovanni Cabrara, antrenor secund Gabriel Enapie, iar doar dorul fizic Marin Păiescu. Și este menul și echipa de albastru, Iturescu, numărul 1, Andreea Cevălaliu! Numărul 3, Viză! Dragan Mirnic și Marius Roșu, preparator fizic, Vasile Carea, fizioterapeut Mădălina Eftimie, iar statistician Mircea Roșu. Primul serviciu aparține formației noastre și...
0 pentru Târgoviște. La rebunele 14, Iovana Miroslavi. Târgoviște. Trebuie să facem gălăcie, să facem atmosferă, să nu se treacă o bucățoară! Dore, dore! Iată punctul publicului! Bravo! Mă doare! Liza Roman! Rodica Bucărești, la rebune!
6, 6. CSM! CSM! CSM!
12-13. Ana Bielica la lume bune.
bucurie, ai bucurie, prea multe servicii, prea liniște! Thank you.
Trupul stării arpe de noastră au nevoie de încurajări, au nevoie de gălăție! Egalitatea 22, acum e momentul să facem gălăgie. Acum e momentul, avem nevoie de sprijinul publicului. Toată lumea! Lucas! 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 Lucas!
Se dă doi întâlniri dintre CSM Lugo și CSM Târgoviște. 1-0 pentru formația vizitatoare. Nu e nimic pierdut. Trebuie să fim alături de fetele noastre până la final. Trebuie să facem gălăgie, să facem calorie. Trebuie să ne încurajăm, indiferent de rezultat.
75. Hai cu gălăcie, prea liniște, soare, e prea liniște! Yeah.
Viva! Juca vine pe trei gloare de loviște. Oooo, Go!
Iona Marceniu. Domnul Simon, acest meu gol a ieșit pe 11 pentru centralul Estrăchinescu. Și a ieșit 20, Marceniu, mai intra la servicul 15. Am girat eu. Thank you.
merge. Însă, doamnelor și domnilor, nimic nu e pierdut până la ultimul fluier. Am câștigat acolo cu 3-2, putem întoarce și aici. E nevoie sprijinul publicului. Rămâne oare după fețele noastre. Până nu fluieră finalul meciului de titlu, nu e gata. Acum nu-i mai rău și nu-i mai ascult. Când alergați de mare, nu căutai trasare. Degeaba ai ciștele, dacă vezi căzătoare. Ai crescut ușor un cânsul. Nu-s mai plac, bă, ce idee, eu mai bagi în stomac. La școală, merge pe jos, nu erai nervos. Deși afară nu era deloc frumos. Cu rogărele alea acroșetate de mama. Niciodată fric iarna. Acum hatele care-ți plac sunt alea pe care încă nu le cumpăr. Alergai după mici și era beton. Între betoane, ascultătoare, era pardon. Acum ai dat în buzunare și te simți spion. Pe tablă de șac și e nasol. Te aruncai dezbrăcat în apa murdară. Acum piscina e clară, dar tu stai afară. Pe o cutoare, dormi pe șezlong, trotoare. Sus, buzele, învățigare. Locsetul ăsta și rămânem în meci, domnilor și domnilor!
noastre. Rămâne alături de Șerpenul Bun! Marrakesh, oh my.
Bilica. Thank you.
apărare foarte bună a echipei din Târgoviș Mega, la 11. Thank you.
Târgoviști, 17-14. Din o lungă schimbare a Târgoviștei, Cântadorul Naiși și Calupă, ies Bielița și Manevani. La serviciu, Iana Calupă. Se pare că ne îndreptăm spre meciul 3, doamnelor și domnilor, care va avea loc sâmbătă, în 22 aprilie, la Târgoviște. Încă nu am ratat calificarea, va fi foarte greu. Thank you.
ajutor. Și 5-17, fetele noastre merită aplauze pentru efortul depus. Probabil presiunea a fost prea mare, însă, cum spuneam, mai avem un meci de plasare la Târgoviște, acolo unde am reușit să câștigăm de două ori. De ce n-am mai repeta acest lucru? Indiferent însă de ceea ce se întâmplă, rămâne un sezon extraordinar pentru CSB Lugul. Atât. Să încheiem așa cum am cheiat dedicată. CSB! CSB! CSB!